Nu există pensiune la munte de unde să nu se audă muzică și voie bună. Românii s-au încins în hore și au stat pe lângă mesele întinse, pregătite special pentru ei. Au fost zile pline, însă important este că petrecerile nu s-au terminat. E adevărat, muncesc de zor și la această oră bucătarii și ajutoarele lor. Intrăm și noi în bucătăria unui restaurant din cheile Râșnoavei. Alina Cichi, colega noastră de la Brașov, se află acolo. Alina, așa este, s-au încins cuptoarele? Bun găsit! Ard cuptoarele, dar e și mai fierbinte bucuria românilor care, iată, au sperat să fie împreună și acolo unde s-a putut, oamenii s-au și adunat. Inclusiv la această oră vin foarte mulți invitați și sunt primiți cu pâine caldă și colaci. Chiar aici pe masă avem o pâine frământată special și într-o formă foarte frumoasă, din cheile Râșnoavei pregătită, dar cererea cea mai mare este pentru cârnați și brânză tradițional românească. Nu se face economie de la nimic. Bună seara! Ați sperat cu ceva vreme în urmă că vă veți deschide porțile de 1 decembrie? Bună seara, bine ați venit la noi. Sincer să fiu, am fost sceptici, nu speram, dar iată, într-un final ni s-a permis și încercăm să venim în întâmpinarea clienților noștri cu preparatele noastre tradiționale, cu voie bună, o formație live, muzică tradițional românească. Ce avem aici, pentru că eu nu rezist tentațiilor? Avem preparate tradiționale precum brânză, caș, urdă, brânză de burduf, nelipsitul ciolan cu fasole, sărmăluțele cu afumătură și mămăliguță, cârnăciorii de casă tradițional, la fel pâinea noastră caldă făcută la noi. Mă bucur. De la mic la mare, cu toții au ales să petreacă românește și să simtă românește, astfel că nouă nu ne rămâne decât să mergem alături de turiști și să vă transmitem apoi imagini și impresii numai bune pentru jurnalele viitoare Prima TV.